Auzit? Domnișoară, aici se vinde legale. Ana! Serios se vinde legale. Cum arăt asta o dată să fac așa? Sanchi, ce căsare de baie! Se întorc tot și feliz, fără un picior. Auzi? Dar da, aia mai ai, da, aia magic. Magic, nu mai ai? Zi, de la dormitor. Stingi tu pe. Luăm la secret. Dar de ce nu dai domnul? De aia nu dai telefonul să vorbesc cu bine, că sunt țigani? Dați telefonul de țigani. Și ei sunt oameni. Dacă începe să-mi dai pe mână, da, zi eu. Nu am nimic. Ce faci? Hai domnule, că nu fac mișto de mama dumneavoastră. Cum să fac mișto de mama dumneavoastră? Pleacă presa de aici. Da, nu-mi lași de aia, adică. Ce faci? Acum reparăm acoperișul, ce faci? Aș vrea să las una ca o problemă. Hai că îi lăsăm să zburde. Acum îi lăsăm să susie până o stop peste tot. Și după aia băgăm în taxi, porbagaj. Cum ar fi, să înceapă secvența și prin tavan. Ce faci, mă? Zi-mi, țigan. Dar ce importanță are? Ce, ai ceva cu țiganii? Da, dar... Ești xenofob? Xenofob? Nu știi ce înseamnă? Xenofob. Eu. Adică nu iubești țigani. Cu cine iubește, mă? Ia ta, ciubi. Băi, eu de nevastă vă duc frumos. Nu, tu el. Domnișoară, uite ca să vă arăt că sunt băiat salon, mi-i dau la telefon. Cum începe nevastă, da? Față noastră. Hai că te cere. Ai văzut că așa este? Te cere. Te-am servit? Nu, te-am servit? Mi-ai zis și-am comentat ceva. Da, măi, mai arăt că eu filmez cu două camere diferite. Ești ăsta e de chineză. Păpușa mea. Cine are petrecere, okay. Cine are filmare. Hai, și acum cu ăsta, cu... Hai, să facem impro. Mergem sus? Da. Haideți să facem un număr de improvizație. Da, da, ascultă-l, că e logic. Da, e logic sau? Da, e logic. Suntem în set, putem să filmăm și... Riscăm să-i să trebuie din cauza telefonului care sunt încărcate. Telefonul ei este încărcat, dar măcar al... Marie? Nu mai ziceam acum, dar sunt pregătite. Okay. Voi știți ce aveți? Ele au textul în față, ele n-au cum să dea greș. Am înțeles. Ele, n-au, ele citesc după textul lor. E ușor să faci. Apropo, știi pe ăla cu un veterinar care a venit la doctor? Nu. Veterinar să ce și la doctor? Poftiți, luați loc, ce vă doare. Da? Da? Da, îl cunosc, dar cine sunteți? De ce sunați de pe cartela lui? El unde e? A pățit ceva? Nu, n-a pățit nimic, ești lângă mine, la non-stop. Nu mai are baterie la telefon și m-a rugat pe mine ca să vă sun și să vă rog să coborâți până jos, că nu mai știe codul de la intrare. A zis că te roagă să cobori să-i dai codul de la intrare. Dar nu vreau să-l mai văd niciodată în viața mea, nu vreau să vorbesc cu el, nu-i dau niciun cod dacă l-a uitat. Spuneți-i că nu vreau să vorbesc cu el niciodată în viața mea, nu-i dau niciun cod dacă l-a uitat. Dacă l-a uitat sănătate. Da, dacă l-a uitat sănătate. Nu-ți dă niciun cod dacă l-a uitat sănătate. Da? Nu cobor. Să nu mai vorbești așa de mama și să nu mai vorbești așa de mama. Și să nu mai vorbești așa nu e bine, nu e logic. Dacă eu spun și numai maică ta ți-a băgat în cap că nu-i copilul tău, să nu mai vorbești așa de mama. Nu, și să nu mai vorbești așa de mama. Pentru că ele vin montate una după alta, zbang, zbang. Păi da, și așa. Păi e și ăla. Dar e vorbit. Iată-mă, nu. Bătrânii nu așa au o vorbire academică, să știi. Și te rog să nu mai vorbești în loc de ce. Da. În loc te rog lipsește. Și te rog. Și să nu mai vorbești așa de mama. E bine. Și te rog să nu vorbești așa de mama. Că ea nu ne-a vrut decât binele.
Și cum, doamne, iartă-mă? Am ajuns să vorbim iar de mama. Că mama e moartă de 20 de ani. Dumnezeu să o ierte. Și ți-a spălat, ți-a gătit, că tu n-ai avut niciodată serviciu. Erai toată ziua plecată la râmi la Madame Groza. Să știi că mama nu ți-a fost niciodată servitoare. Și e stop? Zi, ce mai e? Ai, ești pus... Ce mai e, mama? Vespritele, ce e? Da, mama, ba eu ții vespritele. Ba eu, ba eu, ba eu. Da, mama, ce s-a întâmplat? Da, pâine, vine seara asta. Da. Păi vine acasă. Fugi acolo la culcare și când te trezești, mami deja acasă. Promit, iubitule. Am ceva pe... Da, am ceva pe tine. Da, da, da. Am. E, nu, nu-i panda, nu-i panda. Hai, fugi la culcare. Pa, mami, pa, pa. Bună. Da. Vin, da. Vin, așa am vorbit. Pa, pa. Jeni ar vrea să o taie. Care Jeni? Da. Și? Nu mi-a zis concret, dar avea o geantă mare și mi-a zis să mă rugat să o duc la gară. Băi, unde cu tu zbulița? Te-ai spus să stai. Jeni, ce faci, Jeni? Unde pleci? Nu te-am întrebat ce ai avut, am întrebat unde pleci. Scrie prost pe fruntea mea. Zici tu că m-am avut client și acum mă duc acasă. Da, un client am avut. Da, își băi din gură, du-te și scoate geanta aia din mașină. Hai, geantă, mă. Care geantă? Păi, treci în mașină. Păi nu mă faceți, te bate aici în stradă, treci în mașină. Treci în mașină. Scoate-mă geanta aia din mașină. Hai, ce te mișcă, omel? Hai, mișcă, nu stai așa și te uita. Păi tocmă, că nu așa ne-a fost vorba, ești că aștepți. Lasă-mă geanta acolo! Lasă-mi pula, frate, că omor acum. Dacă știi ce, dragul. Ce faci, Jeni? Unde pleci? Am avut client. Te-am întrebat ce ai avut, te-am întrebat unde pleci. Mă duc acasă că am avut client. Scrie prost pe fruntea mea. Geni, dar am avut client, mă, Mariane, zici și tu că am avut client. Mă duc acasă acum. Da, da, avut. Taci, bă, din gură. Du-te și scoate geanta aia din mașină. Care geantă, mă, Mariane? Care geantă? Aaaa! Mie în cap nu era că se poate și lega mașina. Îi dăm avânt foarte tare și ea va fi reținută, nu o lovim. Că dacă era să împingem ceva să o lovim, dacă împingeam foarte tare, riscam să lovim Audiu și atunci să termina totul, ceea ce nu vroiam. Și soluția a fost să fim legați. A fost foarte bun. Nu se vede că e singura persoană, nu? Nu, nu, nu. Nu se vede. Ce aveți, domnule? Da, auzi? Doru. Îți fac șufa? Da. Acțiune!
de rău, dar se uzi bine cu sapon. Băi, nenorocitule, tu ce... Tu n-ai văzut, mă, că-i semnul cât casa, tu n-ai... Ai ce dează, bă, nu, boule. eu am prima asta, că zic, ce faci, mă, tu ești pe unde mergi? Mă rog, aia tu, e înăuntru. Da. Nu, afară. Ies și zic, ce faci, mă, tu ești pe unde mergi? Nu, ai ce dează, mă, e cât strada, nenorocit. Ce cedează, mă, prioritate de dreapta aici. Auzi, papi, ce cedează, mă, am prioritate de dreapta. Extraordinar ce mi-ai făcut. Ce cedează, mă, prioritate de dreapta. Extraordinar ce mi-ai făcut. Vezi că trebuie pe partea dreaptă, da? De dreapta. Adriana, bagă-mi și mie tot frumos un pic de pământ. Hai că-l văd. Era atât de cald când am ajuns, dar nici măcar nu m-a recunoscut. În ce poziție îți place să faci sex? Ce faceți, domnul? Nu vă uitați pe unde mergeți? Tu nu vezi, mă, că ai cedează cât casa? Hai să schimb 500 de euro. 500 de euro? Da. Ce scărbi? Tu faci cu aici, să se ascultă. Da. Este aștept. Dacă câte vei suntem, aici vine, vine. Nu încoci. Era măcar 200. Nu, suntem. Stai. 13. Îți iau la 40, 20 de minute, 27 de minute. Ce diferență mai de secundiță? Mai tu treabă, mă. Cu banii mei? Nu, mă, din banii mei dau, din partea mea. Auzi, bă, băiatule, de unde e tu banii ăștia? Dar ce te interesează? Păi să-mi faci, măi, făcătură. Cum să-mi faci, mă? Te bătu soarele în cap? Da. Ce să dau? Mili! Un telefon să aducă șapca. Șapca? Șapca? Nu știu. Am trebuit să știu. Aia cu părul ăla, 70 de ani. Aia cu maidanezii? Așa, aia. Ce-i cu ea? Nimic. A murit. Thank you.